Salutare prieteni, bine am găsit la un episod pe acest canal. Suntem aici în Crescătorie la Iepuraș. Avem aici iepurița, foarte frumoasă, a crescut foarte mare. O să vă scot aici și o să vi-o arăt. Dacă vă întrebați ce e cu asta, le-am cules iarbă și le-o las așa la uscat și le-o dau. O să vă arăt imediat. Ia uitați, așa arată iarba pe care le-o dau în momentul de față. Este uscată față de asta, uitați. Diferență. Scoatem femeluța și revenim. Am scos femeluța foarte frumoasă. Nu că să sperăm. Sunt sigur că va fi o mămică bună, deoarece mama ei este californian. Și na, tatăl secuiesc. Eu zic că o să iese niște pui frumoși. Dacă o să fie și gena părinților la pui aceștia, o să fie super, o să avem și puișori californieni și secuiești. Că na, dacă așa au fost părinții, de ce să nu fie și puișorii? Adică nepoței. O să o punem la loc și revenim. Ia uitați, eu trebuie să-i fac curat. Ea m-ai făcut, dar mai trebuie. Are rumeguș și i aduc și fân. Aici are mâncarea. Unde o să-i mai pun? Și apă avem aici. O să-i umplem asta și o să-i punem mâncare și revenim. Apă i-am pus, cum puteți vedea, este aceeași adăpătoare, doar că aici e roasă. Și am întors-o invers. Aici i-am pus o iesle unde-i pun iarbă. Văd că mai are, dar o să-i mai pun. Și hai să-i punem mâncare. I-am pus deocamdată porumba aici și granolele le dau un așa, Viva de la Agroland. Eu zic că sunt ok. Stați așa, nemasta la loc. Le dau una din asta așa, cât de cât. Sunt foarte bune și acestea. Apoi le facem așa, amestec. La amestec cât de cât. Și masa este pregătită. Apoi avem porția la femela cap de leu. Ea nu este în creștere. Sau să aibă pui să-i dau granule într-una. Ea stă bine cu boabele ei. Cochinchinul. Cred că lui nu i-am dat mâncare. Am uitat. Dar le-am dat acolo ele. Cum sunt libere, mâncă toate la un loc. Astea îi punem o porție. Acolo, apă. Curat. Cât de cât. Așa. O să o scoatem și pe ea. Să vi-o arătăm mai așa, că voi decât o vedeți acolo în spate. Dar ea ne arată așa ghemuită. Deci uitați ce frumos arată aici așa. Mă că ea e mai plimbătoare. Mai plimbăreață. Ia uitați șmechera, mă, fată, stai aici, na, ce să-i fac? Eu mai arătăm așa, trebuie să-i cumpăr și eu masculaș, dar vom vedea când. Vreau să-i cumpăr mai întâi ei masculaș, lasă, nu mă apăr acum, iar apoi să iau și la femeluța de la domnul Dănuț. Ceva pe placul, hop, nu sări jos. Ceva pe placul ei. Haideți cu o bacă, nu prea. Nu, uitați cum vrea să sară jos. Și cum v-am zis, ceva pe placul la femela, cea neagră. Și la asta tot așa, o mascul pe placul ei. Când să bag femela cap de leu, ce credeți? Ea doi, aici am cușcă. Apoi i-am pus, i-am prins aici. Na, pomă de ea peste cap, eu zic că e ok, că de cât. Ca să-i punem și o porție de iarbă. Porția aceasta este a ei. Să o mânci sănătoasă. Iar la femeluța asta la fel îi punem. Deschidem frumos. Așa. Să-i aruncăm acolo
și ea foarte frumoasă. Câinile se duc și ele la culcare, stau acolo sus. Deci da, deci mi-a zis foarte mult să-i mai filmez, i-am filmat. Sper că vă place. O să vă arăt și găinile așa în fugă. Aici, na, acolo este tot terenul meu, până unde este semnul acela. Iar aici vreau să-mi pună mama niște răzoare. Niște arbagic, na, eu știu. Vedeți, am săpat. M-am putut și eu. Asta ieri, asta azi. Aici mâine. Iar acolo sare cu tractorul și o să pun, văd eu ce. Găinuțele se pregătesc de culcare, avem o veste forță, găinușa de cochinchin a început oatul. Mă bucur foarte mult, are cred că 2-3 ouă făcute până acum. Cocoșelul foarte bine și el acolo, cocoșul ăsta nu prea calcă bine. Nu are sămânță. Și mai calcă ăla sau ăsta pitic. Că are sămânță, de fapt, că el e fertil, dar găina nu stă să o calce bine. Iar cocoșul de cochinchina calcă mai mult pe cea neagră de pitică, iar ăsta pitic calcă pe asta. Fac cu schimbul. Ăla alb mai calcă pe asta roșie de cochinchina, dar cocoșelul ăsta e bandit și mai calcă și moțata care este acolo în spate. Mi-a zis undeva că unde este moțata, el este acolo foarte bine, găinile. Am 5 roșii și 3 negre, nici unul nu mai știam câte am. Ăsta de pitică e pe aici, umblă. Avem și o veste forță. Dacă strângem 80 de like-uri la acest videoclip, o să vă arăt vestea. Am făcut ceva super. Deci dacă strângem peste 80 de like-uri, o să vă arăt. E legat de găini, de pui, de găini. Deci dacă strângem 80 de like-uri, vă arăt vestea nouă. Și cam atât a fost cu acest episod. Vreau să îmi scrieți în comentarii dacă vreți să fac videoclipuri separate cu găini, cu porumbei sau și cu iepuri, să le fac toate separate, să arăt decât un singur animal în clip, sau vreți să fac porumbei, găini, nu, porumbei simpli și găini cu iepuri. Să îmi ziceți cum vreți, că na, mie este indiferent. Na, poate la iepuri o să fie mai scurt clipul, pentru că na, sunt decât doi în o cușcă și n-am ce arăta așa mult, dar o să mă chinui să fac mai lungi clipurile. Și vreau să-mi scrieți acolo cum să fac cu toate trei animalele separat sau să fac găini, iepuri și porumbei separat. Ce frumoasă este mașina aceea și aceea la fel, mașini de teren. Sunt vânătorii care merg pe aici la vânătoare. Deci, fraților, cam atât a fost cu acest episod. Haideți cu mare like acolo. Ați văzut că postez zilnic, pentru că acum pot și eu. Deci, 80 de like-uri și postăm clip cu noutățile. Cu voi a fost Robin, ne revedem data viitoare. Pa, pa.